Comandament pentru energie convocat la Palatul Victoria. După cel mai lung și intens val de caniculă din istorie, premierul a cerut soluții pentru a depăși criza energetică din cauza consumului extrem de mare din această perioadă. La finalul comandamentului, autoritățile, dar și producătorii și distribuitorii de energie au declarat la unison că nu există riscul unor pene majore de curent. De astăzi o să mai scadă temperaturile. Am cam depășit cu sute de pene de curent în întreaga țară din cauza valului intens de caniculă și cu un sistem energetic sub presiune din cauza consumului mare, premierul Marcel Ciolacu a convocat comandamentul pe energie și l-a chemat la raport pe ministrul de resort Sebastian Burduja. Pe termen mediu și lung, noi suntem în pregătire cu strategia energetică națională. La reuniunea de la guvern au participat și instituțiile responsabile din domeniu, producători și distribuitori de energie electrică. Aceștia au susținut la unison că investițiile în energie sunt cruciale în condițiile în care rețelele electrice au o vechime de 10 de ani. Atât în transport cât și în distribuție trebuie făcute investiții ca să asigurăm înlocuirea rețelelor noi cu rețelelor vechi cu rețele noi, trebuie să facem întăriri de rețele, avem investiții în digitalizare, în flexibilizare, se schimbă total modul în care distribuitorii interacționează cu clientul. Dar ca să putem să răspundem la nevoile clientului, trebuie să avem spațiu de investiții. Următorii 5 ani sunt critici din punctul acesta de vedere. În sectorul de distribuție, pentru următorii 5 ani, este nevoie de undeva un 10 miliarde, este calculul pe investiții. De euro. Da. Este calculul pe investiții, din care 6 sunt fonduri proprii, 6 miliarde, restul vin din fonduri nerambursabile, alte surse de finanțare. Pe de altă parte, autoritățile le recomandă românilor să reducă consumul de energie electrică la ore de vârf, mai ales seara când se înregistrează cel mai mare consum. Eu cred că fiecare român ar trebui să învețe cum se consume eficient. Încerc să explic că nu vorbim în eficiență energetică de raționalizare, nu vorbim de modificarea standardului de calitate a vieții, vorbim efectiv de un consum eficient. Dacă aerul condiționat este pornit, eu aș începe cu următorul lucru și cred că am peste tot și primele sunt instituțiile publice. Dom'le, nu stai cu aerul condiționat pornit și cu geamul deschis. Una dintre măsurile care vor fi luate în perioada următoare vizează și verificarea prețurilor, astfel încât consumatorii să fie protejați. Și asta după ce România a fost în situația de a importa energie la prețuri uriașe. Noi în momentul de față consumăm 7454 de megawați, din care 6600 din producție internă și importăm 769 de megawați, cei mai mulți din Bulgaria. Importurile pe care le realizăm, într-adevăr, la cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană, undeva la nivel de 800 de euro pe megawatt pe timp de seară, ceea ce este un record istoric, ca să zic așa, pentru România, în condițiile în care alte țări plătesc 50 de euro, 60 de euro.